Începem așadar jurnalul. A fost panică în localitatea Chișoda din Timișoara. O familie a tras o sperietură zdravănă după ce mașina pe care o aveau parcată în curtea casei a fost cuprinsă de flăcări uriașe. Speriați, când au văzut că mașina ardea ca o torță, oamenii au sunat imediat la 112, de teama ca focul ajutat de vânt să nu ajungă și la locuința lor. La fața locului a ajuns imediat un echipaj al pompierilor care a reușit să oprească vâlvătaia înainte ca aceasta să cuprindă și casa familiei. La locul incendiului s-au deplasat și echipaje mixte de pompieri și polițiști pentru a face cercetări și a afla cauza izbucnirii incendiului, care a fost un scurt circuit electric. Din fericire, nu au existat victime, însă mașina a ars aproape în totalitate.